Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte experimentul blogerului de food chinez care a încercat să pape meniuri militare? Da. Era să moară de tristețe. Înțeleg că au apărut la vânzare pe la noi meniuri militare ale armatei americane. Serios? De data asta, da. De unde, na, ne întrebăm, da, asta e? Sunt MRI-uri, meal ready to eat, așa le cheamă. Practic sunt feluri de mâncare, vin în pui, sunt deshidratate, pui apă, să fac fel de mâncare. Ca la orice cantină de corporatiști aici. Prețurile variază între 160 și 600 de lei. Și aparent există vreo 24 de meniuri diferite. Pentru prețul de 160 de lei se obțin 40 de bucăți de meal ready to eat, de ăsta cu totul. Deci ați vrea să ne vedeți mâncând astea? Eu mor de curiozitate. Alea chinezești nu eram atât de... Aș fi încercat și de alea chinezești, dar cred că mai greu de obținut. Astea că sunt americane... Eu cred că astea americane, bănuia la mea e că astea americane sunt mai dulci, că ei sunt fripți cu zahărul. Aha. Și alea chinezești mai spicy. Adică cred că aș prefera chinezești. Deci pachetele conțin tot ce e necesar. N-ai auzit, mă, că am făcut aici relatarea, Nu toate aveau gust de praf condensat. Nu. Eu mă bazez pe degustătorul ăla. Tu te bazezi vreodată pe degustători? Mă inspir un pic. Că fiecare e cu... Îmi dă un flair, așa. Papirele lui. Deci pachetele conțin tot ce e necesar pentru ca soldații să-și poată încălzi mâncarea, inclusiv chibrituri. Deci putem să mâncăm mâncare caldă, Luca. Nu cum mănânci tu, de-alea, le primești reci. Eu am senzația că Luca mănâncă tot mereuri de stare. Cât dai tu pe o săptămână? Da, la tine. Să-ți vină mâncare rece în casolete. 500 de lei, cât dai? A, cât costă? Aha. 80 de lei pe zi. 8 ori 5, 400? Ia uite aici, cu 160 de lei obții 43 de bucăți de mărâieuri. Te țin o lună, prietene. Da, da, te îngrași, mă, cu alea. N-ai de unde să știi. Îți spun eu. Sunt făcute pentru aia care au treabă. Poate se îngrașe, adică, ficatul. Sunt gândite pentru soldații care după ce le mănâncă au și ceva de făcut. Eu mă culc. Un nene din Făgăraș zice că vinde baxul de rații cu 400 de lei. Citez. Mâncare americană, pește, vită, porc, pui, meniuri complete, toate sub formă de praf, cred. Mai multe info în privat. 400 de lei baxul care conține 12 bucăți. Nu știm cum vin, că e complicat. Altcineva, o doamnă, zice așa, sunt originale, sunt aduse din America. Eu am 3 cutii cu câte 12 meniuri fiecare. Deci 36, cum ar veni. Le pot trimite prin curier. Eu o să scriu că un pachet are 2 kg ca să coste mai puțin, dar unul are 10. Curierul, uite ce greu s-a făcut kilo. Ce le trece pe minte oamenilor originii. Domne. Supe, mâncăruri gătite, batoane energetice, prăjituri, chibrituri și un fel de carbid care încălzește mâncarea. Ce poftă mi-ai făcut. Eu zic așa, eu zic să facem un efort. Deci domnul Zafiu, dumneavoastră, de fapt domnul Adi, nu știu cine, să se ocupe cineva, cine ne ascultă, să se deconteze, că este în interesul emisiunii. Interes de serviciu, corect. Și ne filmăm, da, e în interes de serviciu. Ne film, mâncăm. Da. Ultima filmare. Da. Vreți? Și dacă zbune, le cumpărăm. Cine le cumpără? Mi le trei cumpărate înainte, nu pot să le cumpăr, le mănânc și dacă nu mi-au plăcut, nu le plătesc. Noi cerem subvenție pentru asta și dacă... Le cumpărăm noi pe banii noștri? Mă, n-auzi. Deci el vrea să-i dea să deguste. Le cumpărăm pe banii unui sponsor, nu știu cineva. Luăm 12, dar noi mâncăm unul. Și dacă e bun, are alte 11, le cumpărăm. Da, serios. Bine. Zi. Da, gata, bine. Facem. Ce n-ai bun? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.